Domn primar! Domn primar! Ce vrei, mă? Spunea bunică-mi că așa zăpezi n-a mai văzut el niciodată. Păi cum să le vadă, mă? Bunică, tu s-a născut orb. Păi și eu ce spuneam? Nu asta spuneam? Păi de... Dar ce facem? Ce fa... Punem mâna pe lopeți și ne apucăm de treabă? Bă, Vasile, bă, tu de ce m-ai ales, mă, primar, pe mine, mă? Ca să te scoli la treabă? Da, chiar așa, chiar așa, domn primar, mai strângeți-vă aici la gât să nu răciți. Ce frig e afară, ai strângeți-vă la gât. Păi și cine să dea zăpada asta? Mersi, Marceluțo. Tita mai nămețe, că cine-i dă? Bă, ești om bătrân, adu-ți aminte, mă. Păi, regretatul scotea armata la culesul recoltei. Dar știm. E, eu acum scot jandarmii la zăpadă. Ce problemă? Și vin? Vin, stai liniștit. O să vină. Mai au puțin de curățat pe-n piață universității. Au mai rămas acolo niște protestatari și vin, bă, vin precis. Vin, bă, dar baba Rada, săraca, nici nu mai poate să iasă din casă, vrei? E. Dacă nu vine ăștia la timp, rămâne numai romatismul din ea. Las că-i bine, baba! Zeu? Da, ieri când mergeam cu domn primar spre birou, am văzut-o pe casă. Am crezut că au venit ăia de la cablu. Era baba. E bine, bine. E bine. Însemnează că erați după ședințe de aia. Auzi, domne, eu mereu sunt în ședință, dacă vrei să știi. Da, da, da. Bă, e un frig în primărie, bă, dă-ți îngheață instalația. Da, da, da. M-am prins. Aha. M-am prins că de-aia ați făcut primul tunel din sat. Spre cârciumă l-ați făcut. De. Dar să nu-l mai lăsați pe nea Tirbușon să dea la zăpadă, vrei. De ce? Bă, l-am găsit la 10 metri sub pământ în zăpadă acolo. Aola. Da, 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 da. Striga ca nebunul. Ce? Urmează stația văduva lui Scalache, peronul pe partea dreaptă. Eu i-am zis, băi, eu i-am zis că trebuie să vină ajutoare. Și bău a crezut că aduce ajutoarele cu metrou. Dar de unde metrou la noi în comună, vrei? Auzi, măi, pe ce ai uitat că ești consilierul meu? Acum 2 ani la alegeri, noi am trombonit noi că le facem metrou? Și de. Idiotul ne-a crezut. De, 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 hai, domnul, da, 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 lasă, strângeți-vă aici la gât, că-i frig, umblă gripa prin sat, mai rău ca mascație prin casele oamenilor. Mersi, Marceluțo. Chiar crezi că vin ajutoarele alea? Păi cum să nu vină, mă? Am dat cod portocaliu. Da, da, da. Până vin ei, poate mai bine ar trebui să dăm noi la lopeți, că mor oamenii în casă, vrei, mor animalele, vrei. Ce vorbe? Nu mor, domnule, nu mor, nu ți-am zis că am văzut oi pe baba Rada ieri, cum să moară? Animalele oamenilor, oile, caprele, vacile, vrei, da. Auzi, băi, băi, dar tu nu judești, bă. Băi, dacă dăm noi la lopeți, nu ne mai trimite ajutoare, Vasilică. Și rămânem fără materiale în campanie electorală, ce ai uitat? Da, da, în toamnă n-avem alegeri, mă! Da, 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 da. Alegerile-s mâine, poi mână, dar animalele dacă mor, nu te mai votează ăștia, vrei? Asta e. Păi și ce facem acum? Dom'le, am dat cod portocaliu și pentru animale. Da? Bă. Și ce fac asta dacă ai dat cod? Habar n-am, eu aplic legea. Da? Păi da. Da, și în lege scrie să moară oamenii? Să-i găsești îngropați în zăpadă? Nu, dragă. În lege scrie să îngropăm pe oameni. În care lege? Păi legea cimitirelor, nu? Logic. Bre, trezește-te, bre, odată. Mai termină cu ședințele astea, că oamenii ăștia-s vii, bre. Păi, Arcăneaș Mirghel nu era viu când s-a făcut praștie și a căzut într-o groapă din cimitir. A trebuit să-l acopere... Să-l acopere aia cu pământ, că urla de acolo. Noi vrem pământ, noi vrem pământ! Firar să fie de țuică, că te-a nebunit de tot, las-o încolo de țuică, că... Da. Hai să ne apucăm de treabă cu lopețile și gata, o dăm noi. Hai, da, hai la treabă! Da, 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 chiar așa, domn primar, chiar așa, uite că ați ieșit și dezbrăcat afară, o să răciți, ce mă facem? Ia, 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 lăsați-mă naibii în pață. Poți și tu, că mă adun după jos.
O să fie bine, mă. Ce bine, bre, mai nebune, bine, ce bine o să fie. O să fie bine, bă, că ce m-am gândit eu, că tot eu trebuie să mă gândesc. Păi zăpada asta, da, o adunăm și o vindem la eschimoși. Că acolo se topește zăpada, n-ai citit cu treaba aia care de se întâmplă? Da. Și cu ce luăm pe zăpadă, vă fac în o piscină olimpică, bă. Sad olimpici vă fac, mă. Vă clădesc cazino, mă. Numai bine chem oamenii cu lopețele și ne apucăm de treabă. Stai, bă, că nu putem, mă. De ce? Bă, toate ți le explic mură în gură. Păi nu trebuie să vină televiziunile, mă. Cum? Vin să fac oameni reportaje cu oameni îngropați în zăpadă. Cu... Dacă dăm noi la lopată, păi atunci ce mai filmează televiziunea? Păi filmează... Ne filmează pe noi cum dăm la lopată. Și ratingul? Cine? Ratingul, bă. Tu la cine e? Audiența, audiența! Audiența, bă! Audiența aveți mâine, la 12. Bă! Cu ce vrei să facă amărâți audiență? Că nu poți să-l dea toată ziua la televizor poza aia cu domnul Emil Boc în guvernul gol.